Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună, cu ochii negri de foc, dar și pe aceea cu ochii verzi ca marea, îmbrățișarea ei mă-mbată pe loc. Și joi seara, doamnele și domnișoarele vor avea parte de un mărțișor special, un mărțișor de suflet oferit de Primăria Târgoviște în colaborare cu Teatrul Municipal Tony Bulandra. Este vorba despre un mărțișor muzical ce îi aparține lui Vlad Miriță, intitulat Sugestiv Iubesc Femeia. Prima reprezentație, care a avut loc miercuri seara, a fost un real succes, iar cea de-a doua va spune din nou povestea bărbatului interbelic la Târgoviște. Oarecum mă regăsesc cu povestea acestui bărbat interbelic, l-am luat așa la întâmplare, mi-am dat seama din cântece, ascultând cântecele așa pe frânturi, mi-am dat seama că fiecare cântec în spatele lui trebuie să stea o poveste, imposibil să nu fie o poveste. Și puse cap la cap, a ieșit această poveste a bărbatului interbelic, presupusă poveste, dar sunt convins că exista bărbați care au avut acest parcurs. Și au existat aceste două femei care mi-au atras atenția, Zaraza, pe care o știm cu toții, dar Nunuța, despre care nu vorbește nimeni. Nunuța este, cum să zic, rezolvarea tuturor problemelor. Am selectat cântecele, le-am mai cântat în diferite concerte și după ce am zis hai să selectăm din ele o parte ca să putem să creionăm această poveste. Deși a ajuns un artist desăvârșit, Vlad Miriță nu și-a uitat originea și s-a întors la Târgoviște special pentru doamne și domnișoare. Acesta a declarat că aici se simte cel mai bine. Publicul întotdeauna la Târgoviște este cald cu mine, nu știu cu alții. Întotdeauna sunt răsfățat aici. Când vii acasă, na, ești ca acasă. Au fost și foarte mulți prieteni în sală, au fost și colegi, prieteni care am copilărit. E frumos când vii acasă. Și e un pic mai informal contextul. Nu mă simt așa foarte încolimator. Mă simt foarte bine. Melodiile sunt îmbinate armonios cu momente de proză și versuri realizate de actrița Ioana Picoș pentru ca întreaga poveste să aibă și mai mult farmec. După primul concert, Vlad Miriță a stat de vorbă cu târgoviștenii și le-a oferit autografe. Prețul unui bilet la spectacolul de joi seara este tot de 35 de lei. În orice caz, oricât de sigur pe el și de neduplecat ar fi fost acesta, în ciuda experienței bogate și a cunoașterii tainelor femeii, vine un moment când apare cineva nemaipomenit. O femeie cum nu am mai cunoscut.